Bună dimineața și bun sosit pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Înseamnă că suntem toți, înseamnă că putem porni, înseamnă că va suna clopoțelul care să vă trezească, să vă dea deșteptarea și să ne bucurăm de încă o zi împreună. Joi, mai avem o zi, intrăm în weekend, să ne distrăm, o cafea bună. Știți voi că pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea se poate dona o cafea. Cafea asta e primită, bea o guriță și vă spun de unde. Sau mai bine vă spun de unde. De la Val Pandrea din Sankt Petersburg. Oare, n-o fi din plăvăria lui Putin? N-o fi cu ceva să iau și eu, să mă fac ca Navalnii de vesel? Oare? După aia am citit mai bine. Val, e din Sankt Petersburg, dar din Florida, America. Chiar din Sankt Petersburgul Rusiei. Am pe cineva aici care mă urmărește. Sunt curios și aștept în secțiune de comentarii dacă sau nu este cineva de acolo. Bineînțeles că dacă nu-i nimeni din Sankt Petersburgul Rusiei, nu o să-mi scrie. Sau poate o să-mi scrie, dacă îl lasă Putin. O cafea bună, bună dimineața! Tulcea Constanța, o mână sus. Sunteți toți ok? Sunteți toți dezăpeziți? Ați reușit să scăpați de iadul alb din ninsoarea abundentă? Vai de mine! Vai de mine cum ne-au luat în surprindere și runda asta de zăpadă. Au făcut ei față cât au făcut cu utilajele, dar până la urmă, fiind viscolul mare, tot s-au înzăpezit oamenii. Mai ales cei cu mașini nedotate corespunzător, că noi ne credem în Maldive și în ianuarie. Chiar în Maldive, domnule. S-au dus românașii noștri în Maldive, pe locul 5 la turism, adică pe locul 5 ca trimis turiști în Maldive suntem noi, ca țară, ca popor. Pe locul 1 Rusia. Rusia își trimite turiști peste tot. Bine, acoperit sau ne. După aia India, mulți indieni au mers să vadă Maldivele. Și pe locul 5 România. Să mai zică lumea că e rău, că n-avem bani, că n-avem salariu mediu, că n-avem buget. Locul 5 l-a plecat în Maldive. După noi, la mare distanță, Elveția, Germania, America. Amărâți, ăștia n-au bani să treacă strada. Noi mergem în Zanzibar și Maldive să uităm de năcazul din țară. Să mai zice că n-au românii bani. Au bani destui. Bine, nu-și permit un sejur în Poiana Brașov, nu-și permit 3 zile la Bușteni. Dar își permit 12 în Maldive. Bravo nouă! Bravo nouă că putem! În același timp, unul din 10 români spune că are probleme cu plata facturilor. Unul din 10 români are probleme cu plata facturilor. Amărâtul. 9 din 10 români nici nu și le plătesc. Păi ce să mai faci? Ce să mai plătești? Ce să mai ciocoflenderi? Oricum ne măresc totul. Ieri, maestru Piersic, am plinit 85 de ani, ați văzut plin netul de urări, de felicitări. Asta înseamnă să fii popular, să fii celebru, să fii de-al nostru. Până și președintele Klaus Iohannis l-a sunat pe Florin Piersic. Ce-or fi discutat așa de curios? Știți vorba bancului, care-i culmea răbdării? Care-i culmea răbdării? Să vorbească Piersic și să traducă Iohannis. Pe vremuri sunase Ion Iliescu pe maestru Florin Piersic și nu știu, era el indispus, n-o crezut că îl sună Ion Iliescu. L-a sunat consilierul lui Valer Dorneanu și a spus la mulți ani, domnule actor Florin Piersic, vreau să vă dau la telefon acum pe președintele țării, pe Ion Iliescu, să vă ureze. L-a dat pe Ion Iliescu la telefon, maestru Piersic a zis, da, și Ion Iliescu a zis, Florin, țin să te felicit și să-ți urez la mulți ani cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani. Și o zis, maestru Piersic, da, să-mi giugiulești bărzoiu. Oare la Iohannis ce-o zis? Să-mi halești mierloiu? Habar n-am, o fi avut maestru Piersic o replică. Acum, adică nu acum, de câțiva ani s-a descoperit că era urmărit și el de securitate. Era culmea, dita mai actorul, dita mai vedeta să nu fie urmărită. Piersic avea numele de cod Păun. Piersic Păun, vedeți, l-au trecut din regnul vegetal în regnul animal, Păun. Și ce ziceau turnătorii maestrului Piersic? Că lipsește de la repetiții, că e un neserios, că e mereu pe fugă. Mereu pe fugă. Cum să nu fie maestru Piersic mereu pe fugă în anii 70-80, când era fugărit de admiratoare, care abia așteptau să le dea un autograf, să le strângă în brațe, să le dea un sărut. Știți cât costă un sărut în ziua de azi? Ia ziceți aici, care e mai bursa sărutului? Beau o cafea și vă spun, de la Val Pandrea din Florida, Sankt Petersburg, Florida, mulțumesc Val. Cafeaua se poate dona pe buymeacoffee.com/nicubendea. Să rămână, mulțumesc. Cât costă un sărut în ziua de azi? Ziceți-mi sau dacă nu, scrieți-mi la comentarii, că vă aștept. Că și eu sardiele am până la urmă și am tătă răbdarea din, nu chiar din lume, dar din Transilvania, o am.
250 de lei. Un mozol, un pupic, un sărut, 250 de lei. Un cuplu de tineri a fost amendat cu 250 de lei pentru că s-au sărutat într-un parc din Ploiești, fără mască. Pe Dumnezeu să mă ierte, sărutul de la Adam și Eva la încoace, sărutul a fost fără mască. Ce rost mai are? Sărutul-i sărut când îi buză pe buză. Un meduz și o meduză stau pe plajă buză în buză. El propune ea să lasă. 250 de lei ce inimă are polițaiul. Tineri acolo să giugiuleau, să pupau un par, să... Pac, amendă, n-aveți mască. Să nu-i fi urmărit pe tine și când ori mers în pat și, bă, n-aveți prezervativ, 300 de lei amendă. Băi, stat polițienesc, ce-am ajuns? Am și tinerii aia s-au pupat și-au dat drumul sentimentelor, că erau în Ploiești. Dacă erau în Argeș, era altceva. În Argeș mai poți să te pitești. Doamne, glumă! Denis Mann, 15 milioane la Pharma. Denis Mann, 15 milioane la Pharma. Nu că acum e cu vaccinul, cu injecția, cu asta, sunt nebunit. Așa am citit știrea. Pharma în loc de Parma. Am crezut că pe care l-a dat pe Denis Mann pentru ceva tratamente de la Pharma. Nu, domne, l-a vândut la Pharma. 15 milioane de euro pentru Denis Mann. Cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc. Bravo, Becali. După ce a transferat câteva sute de mii de doze de medicament de el bun la câini, acum l-a transferat pe Denis Mann. Deci e bun și ăla de câini, da? Pentru covrig. E bun, da? Acum se fac studii și s-o da drumul. Acum luăm medicamentul ăla. Nu o să avem râie, o să treacă și guvidul. Ne mai scăpinăm noi din când în când așa cu lăbuța. O să mai auzim câte un ham-ham pe stradă, zis de un om. Dar e bun. Ce mă gândesc eu, că dacă se ia medicamentul ăsta în masă, să nu mergem la ciolan. Să nu mergem și noi la ciolanul lor. La ciolanul... Acum câine slava loare, domne. N-ați văzut ce a zis Dorian Popa? Îți, Johnule, celebrul Dorian Popa, a zis că numai câinele, el face bani căcălău din YouTube. Dar câinele, câiniso, câinele lui face 200.000 de euro pan din YouTube. Și un câine mic. Mă gândesc că de la buldog francez sau ce e, franțuzesc, cartof franțuzesc, 200.000 de euro din YouTube. Câinuțul ăla mic al lui. Câinele ăla mic. 200.000 de euro din YouTube. Bă, dacă își lua Dita mai Ogaru, dacă își lua Dita mai Saint Bernardo, făcea milioane. Vezi ce înseamnă? Dacă ți-ai pune mâțul pe YouTube, bine, pe YouPorn, poți să spui acolo, faci milioane. Dacă spui câinele, te mulțumești cu atâta. 200 extraordinar. Și când te gândești că Trump are interzis pe YouTube. Nu poate scoate bani nici din YouTube amărâtul. Pe Twitter interzis, pe YouTube interzis Trump și Mulaney au zis că nici la mine nu mai pot să... Vlad Voiculescu și-a luat purtător de cuvânt pe fostul purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu. Vlad Voiculescu de la Sănătate. A dat Dumnezeu pe ăsta purtătorul ăsta de cuvânt. De ce Vlad Voiculescu ăsta nici sirom nu bea. Ăsta bea numai apă minerală. Ei, când eram purtător de cuvânt la Băsescu, alea sacoșe cărate, alea pahare, gheață pentru whisky. Vedeți? Dacă perseverezi, dacă insiști, îți dă Dumnezeu jobul meritat. Și Claudiu Năsuc, sau Năsui, mă, Năsui în dialog Clujului. Năsui de la economie își ia consiliere sau chiar vrea să pună o doamnă ceva, deci pe o doamnă vrea să o pună ceva, în ceva funcție mare, dar doamna aia, ci că a fost sau n-a fost colaboratoare cu securitatea, încă nu se știe. Dar el o pune acolo în funcție, la Ministerul Economiei, Năsui de la economie. L-a întrebat Prelipceanu cu bretele de Larry King fiertă, zice. Eu zic, și o mențineți în funcție, și, la care Năsui o răspuns. Și? Un fel de, îl mai știți pe Șerban Mihăilescu, antideluvianul ăla de la PSD. La care când a fost întrebat, nu știu ce, de peneliști a zis, zice, ciocu mic, noi suntem la putere. Ce-ar zice Cioloș de asta? Useriști, pluseriști, a? Ciocu mic, voi sunteți la putere. Și, o tipă săracă, asta da știre, ăsta da în acaz, o tipă nu poate să-și găsească iubit din cauza bustului prea mare. Are sânii prea mari și nu-și poate găsi iubit. Pe vă doi, trei, eu pierdut în decolteu. Eu nu v-am pierdut pe voi, v-am câștigat, mulțumesc de urmărire. Șeraci. Câte o cafea se poate da pe buymeacoffee.com/nicubendea. Ne vedem și mâine în ultima zi a săptămânii. Când auziți clopoțelul, imediat intrați. Comentariile voastre le aștept. Să pornim de acolo discuția. Să discutăm, să dezbatem problemele. Că dacă noi nu le facem, atunci cine să le facă? Câinele lui Dorian Popa.
O zi superbă, să ne vedem cu bine și mâine!